Continuăm știrile cu un grupaj informativ de la TPS. La 15 ani după ce au părăsit nordul Samariei, un grup de 100 de israelieni s-au reîntors zilele trecute în comunitatea abandonată din Sanur, declarând că au venit acolo pentru a rămâne. La 15 ani după ce au părăsit nordul Samariei, un grup de 100 de israelieni s-au reîntors zilele trecute în comunitatea abandonată din Sanur, declarând că au venit acolo pentru a rămâne, informează TPS. În 2005, Israel s-a retras unilateral din fâșia Gaza, iar 21 de comunități israeliene au dispărut în felul acesta de pe hartă. De asemenea, au fost distruse 4 comunități din nordul Samariei, dar s-a păstrat o prezență militară în zonă care face parte din zona C, adică sub controlul israelian deplin. Yossi Dagan, șeful Consiliului Regional Shomron, care a fost expulzat de către autoritățile statului din casa sa din Sanur în 2005, a cerut statului să permită restabilirea lor acolo. Dagan a spus, cităm, privirile disperate ale prietenilor mei în timp ce erau târâți pe podea de către polițiști și soldați doar pentru a păstra politic locul în deplin control israelian, nu mă vor părăsi niciodată. Revenirea în comunitățile Ganim, Kadim, Komesh și Sanur este, cităm, cel mai bun lucru de făcut, după ce ni s-a clarificat în minte faptul că nu există nici măcar o singură persoană în statul Israel care să creadă că această translocare a fost corectă. Membrii grupului au petrecut noaptea într-o veche așezare evrească din zonă și au pregătit-o pentru a le fi reședință permanentă. Grupul cuprinde aproximativ 20 de familii și tineri, ofițeri, veterani ai unităților speciale IDF, profesori și studenți. Au spus că sunt acolo pentru a, cităm, corecta nedreptatea și a reînființa așezarea evrească de acolo, încheia citatul. Membru al Knessetului, Ariel Kellner, care s-a alăturat grupului, a declarat că Sanur va fi, cităm, reconstruit și repopulat. Legea dezangajării este o rușine. Este o lege antisemită care interzice evreilor să locuiască în Israel și trebuie eliminată din cartea de drept a statului Israel, încheia citatul. În august, președintele coaliției Miki Zohar și membrul în coaliția din Knesset, Bezalel Smotrich, au introdus un proiect de lege pentru abrogarea legii de dezangajare din 2005 din nordul Samariei, cităm, pentru a corecta nedreptatea. În iunie 2018, generalul major în rezervă Yair Naveh, care a comandat retragerea IDF din nordul Samariei în 2005, a declarat că retragerea unilaterală a Israelului din fâșia Gaza și comunitățile israeliene din nordul Samariei în 2005 a fost o, cităm, greșeală gravă. Naveh a spus că realitatea a dovedit cu prisosință că măsura respectivă nu a reușit să ofere Israelului nici cel mai mic avantaj de securitate sau diplomatic. Nu există nicio îndoială că nu am reușit să creăm niciun fel de avantaj în materie de securitate, nici în Gaza, nici în Samaria, a spus Naveh în interviul dat lui Israel Hayom. Dacă dezangajarea de la Gaza a contribuit cu ceva la istorie, a făcut-o demonstrând că terorismul nu are nicio legătură cu acțiunea translocării și a demonstrat că o evacuare de această natură nu are sens să fie efectuată din nou în acest fel. Acțiunile teroriste ar fi trebuit să se oprească, deoarece comunitățile de evrei au fost translocate din zonele disputate, dar acest lucru nu s-a întâmplat deloc. Dimpotrivă, terorismul a continuat la fel de intens ca până atunci. Nu a existat niciun avantaj al acestei evacuări. Nici unul. Zero. Nimic nu s-a schimbat în bine acolo. Nu am câștigat nimic în plus pentru securitatea noastră sau pentru orice altceva. A fost un eveniment frustrant care a lăsat senzația că totul a fost degeaba, a spus Naveh. El și-a exprimat sprijinul pentru reîntoarcerea în comunitățile abandonate din Samaria și repopularea zonei.